Da, bun găsit, ne întorsem din America, așa cum spuneam și aș dori să reiterez, asta cu fusul orar e pentru pămpălăi. Nu mai suntem fusionari. Ăștia de zac câte o săptămână, că se întorc și ei de pe alt continent și vai de mine, fusul orar, am așa și o săptămână, sunt zombi, dragă, cu fusul orar. N-am avut nicio problemă, niciodată. Noi suntem învățați cu greu. Adică, cât de greu mi-a fost în viața asta, am făcut 7 ani de matinal. După aia fac emisiuni, vedeți noastră, practic tot matinale, dar mai devreme, știi? Asta, repet, asta cu fusul orar și toată vremea, asta e pentru pămpălăi. N-am avut nicio treabă, ne-am dus acolo, am zis, cât e ceasul? Atâta, când trebuie să ne culcăm? Păi peste încă 12 ore. Asta e! Ne-am întors acum și în România, am zis, când începe emisiunea? Păi cam așa, cât ar trebui? Păi ar trebui, asta e! Emisiuni! Să vă povestesc, Doamne, câte vreau să vă povestesc, din păcate n-am imagini. Adică, nu, am imagini, dar n-am unele din aia foarte tari, sper să le am mâine. Deci noi am fost acolo, pe lângă premiile obținute de emisiunea în premieră și mențiunile pentru promourile de la Antena 3, pentru că au fost în finală promourile de la Antena 3. Deci pe lângă acele premii și calificări în finală, Mihai Gădeaș cu mine am prezentat o secțiune la festival care se numea Corporate. Acum 2 ani am prezentat secțiunea Entertainment. Anul ăsta am prezentat Corporate. Ok. Adică am capul, te duci pe scenă și zici, acum pac, cu tare, nu știu ce. Bun. Și am avut niște momente acolo. Dintr-unul dintre momentele respective vreau să fac promo. O să vedea, am niște idei în cap. Hai să vă povestesc, că n-am imagini, dar vă povestesc. După aia când o să iasă imaginile să vezi. Deci, cum era ritualul? Te urcai pe scenă acolo, la începutul fiecarei secțiune aia de prezentau și spuneai, mă numesc Cutărică, sunt de la. În fața noastră au fost o echipă din Brazilia, foarte tare, de la televiziunea Globo, foarte tare. Una bunuță, așa, că iese cu o salopetă, așa, în sfârșit. Noi n-aveam cu asta, am urcat și noi costumele alea, am pus costumele de friptură, ne-am dus pe scenă, pac, așa, ce a pupitru acolo, zice Mihai Gâdea, I am the CEO of Antena 3 Romania. Și fratele vostru zice, yes, he is. Băi, a râs salabă la treaba asta. Deci li s-a părut o poantă foarte bună. Adică, da, el e. Adică pe sistemul să Mihai Gâdea și sunt directorul de la Antena 3 și am zis, da, el e. A râs lumea ce a râs și mă întreabă Mihai Gâdea pe mine, zice, dar tu cine ești? Și eu zic, eu sunt pentru Antena 3 România, ceea ce părul este pentru Donald Trump. Deci, momentul în care a fost cu ovații, orice glumă faci cu alegerile prezidențiale Statelor Unite e bine. Adică n-ai cum să o dai greș, știi? Bun, și aici s-a dezlănțuit. Dar mai sunt secvențe tare. O să vi le arătăm. Am avut prestație. Eu mă mir că ne-am întors. Adică asta e. Deși să știți că cred că am fi putut să nici nu ne mai întoarcem. De ce să vă încurc? Dar poate data viitoare, știi cum e. În sfârșit. Bun. Mai ies glumele în engleză. Pe cuvânt, dacă nu ies glumele în engleză, mai bine care în română. Vreți să vorbesc în engleză? În curând o să facem un promo, știi, în gura presei. Acum și în România. Uite-te tu, să vezi dacă nu ne... Bun. Domne, deci am fost în America. Eu, deci cel mai mult din toată America. Prima dată când am fost eu în America. Prima dată. Acum vreo 3 ani. De atunci am mai fost, cred că e a 5-a oară când merg. Dar prima dată a fost acum vreo 3 ani. Și am fost în Los Angeles. Băi, mi s-a părut Dumnezeu. Deci Los Angeles, fan total. Am fost acum după 3 ani din nou în Los Angeles. Bă, s-a schimbat treaba. Deci s-a schimbat. Bine, unde nu s-a schimbat și e bine și e ok și e în continuare energia aia care trebuie și la ocean. Deci te duci la Santa Monica Beach, te duci la Venice Beach. Practic life is a beach, nu? Te duci acolo, superb. Deci e o boemie, o culoare, o nebunie. It's the right kind of crazy. Eu nu mă pot obține. Vorbesc în engleză, adică mă înțelegeți. Sunt ca Răducioi, am uitat româna pe aeroport. Sau poate e de la fusul orar. Bun. Deci este nebunia corectă aia la Venice Beach. Adică e genul de nebunie corectă. Nu are legătură cu vama veche. Unii ar face comparația asta forțată. Nu. Deci acolo e toată treaba, acolo e energia, acolo e oceanul, acolo e plaja, acolo e muzica, acolo e atmosfera, acolo e și restaurantul pe care îl divinizez, Doamne, un restaurant absolut senzațional.
la Santa Monica Beach. Senzațional. Bun. Noi cu locantele. Păi știi cum e. Primul, ce fac niște români când ajung oriunde? Unde mâncăm? Păi, aici și apă. Plajă. Bun. Atenție. Ce ni se întâmplă nou? Dar hai să încep cu Las Vegas. Vreți mai întâi cu Las Vegas ca să ajungem după aia la Los Angeles. Încep cu cel mai tare. Deci la Las Vegas am mers între Los Angeles și Las Vegas, am mers cu ăla, cu microbuzul. Deci exact, am pățit exact, dar exact cum am pățit acum 3 ani. Că și acum 3 ani am plecat din Los Angeles cu microbuzul la Las Vegas. 4 ore faci. Pe șosea. De fapt, pe autostradă prin deșert. N-ai ce să vezi. Adică nu există peisaje. E un deșert. Și te uiți așa, ia uite un cactus. Să-l ținem minte. Peste vreo oră mai e unul. Știi? Cam așa e. Păi de la cactusul al doilea, imediat în stânga e o benzinărie. Cam așa e reperul. Și da, am plecat, când am plecat, am plecat în stânga cu un Ferrari, în dreapta cu un Maserati. Așa mai au unii pe acolo, mai sunt bogați. Peste 2 ore, dacă te uitai în stânga, era același Ferrari, în dreapta același Maserati. Toți merg cu aceeași viteză. Deci nu are nicio importanță. Altfel, toți au mașini de-alea. Mama, am văzut la Camaro de-alea, Chevrolet Camaro, sunt fan. Din alea decapotabile, galbene, de-alea, 500 de cai. Mașina e cât motorul, atâta e mașina, că ea nu, americanii nu știu cu turbo. Adică lor turbo li se pare că e gumă turcească, știi de aia? Tipi-tip și turbo. Și fac baloane. Turbo, da, puh! Deci ei nu știu cu turbo cu asta. Ei, cât, ai, cât motorul ai? 5300 de centimetri cub. Cât? Știi? Da, 35 de litri la sută. Dacă ai avea un matiz, practic tot cu atâta mergi. Deci ai, mergi cu vreo 120 de kilometri la oră. Atât. Dacă ai depășit 120 de km la oră, nu știu, ci că vine SWAT team, nasol, se întâmplă nasoale. Ok, în sfârșit. Deci, atenție. Ajungem și noi la Las Vegas, am stat și noi la MGM, la MGM, adică, bă, mi s-a părut soarte în clasici. Adică, la MGM! Legenda, una dintre legendele, dintre iconurile, v-am spus, e de la Fusorar și de la Răducioiu. Din iconurile șmenozelii, adică, mai sunt câteva pe acolo, Caesar Palace, ălălalt una stata trecută, dacă mă ajuți, unde s-a întâmplat Ocean's Eleven. Cu B? Cu B. Bellagio. Așa, cu B, Bellagio, exact. La MGM, adică acolo unde sunt galele de box, acolo unde sunt UFC-urile, nu că ar ști multă lume despre UFC în România, chiar era UFC, era și conferință de presă, deci am văzut pe toți aia de UFC, am fost la sală lângă unul, lângă Olivera, da. Stătea lângă mine, în dreapta făcea biclă. Și eu, făceam și o biclă, am făcut biclă cu ăla 20 de minute. În sfârșit, să vă povestesc faza. Deci stăteam la MGM. La un moment dat, într-o zi, că aveam un pic de timp, am zis, bă, hai până la piscină să bifăm acțiunea, știi, pe sistemul piscină, check! Fac! Era ora 5. Am ajuns la ora 5, ne-am pus noi prosopelele pe șezlonguri, ne-am prăvălit pe ele, am adormit, vă dați seama, normal. Am adormit, la un moment dat, mă trăgea unul, două aripioară. Sir! Eu, m-am zis, nici mai știam pe unde sunt. Ăla zice, sir, it's 6 o'clock. Îți dai seama, eu după șezlong, yay, it's 6 o'clock, că n-am știut, adică. Da, e 6, ora 6. Și ce, no, it's not a party. No. Dar ce se întâmplă? Zice, trebuie să plecați. De ce? Că e 6. Eu zic, frate, cât am dormit. M-am gândit că e 6 dimineața. Și zic, e 6 cât? După amiaza? Ăla zice, da. Bun, zic, dar se întâmplă ceva? Zic, e alarmă? Că nu înțelegeam ce vreau de la mine. Bun, long story short, v-am spus, e romgleza asta, trendy. Îi închideau piscina la 6 după amiaza. Just zic, cum? Mi-a căzut capul. Cum? Say what? Încă, cum? Ce, da, regulations. Mamă, zic, vinul pe ăla care a făcut regulile încoace, prietene, să-l băgă la... Codruța, bagă la pușcărie pe ăsta! Păi, la 6 după amiază să închidea piscina la MGM? Păi tu așa, zic, bă, tu, prietene, tu vezi ăla de sus? Da, e soarele trăițear. Simți cum arde? Da. Am crezut că mă trezesc să mă dau cu cremă, să nu mă ard, nu să mă dai afară de la piscină. Prietene, n-a dat afară de la piscină la 6, hai, și toată lumea. Păi, toată lumea cu prosopele, pac! Doamne ferește, în sfârșit. Ne întâlnim în Las Vegas cu Ticu Alexe. Ticu Alexe e un mega meseriaș, mă rog, cei care lucrează în televiziune știu pe Ticu Alexe, cu carul, cu în sfârșit, deci un mega meseriaș. Îl știi pe Ticu Alexe? Așa, nu, n-are... Ok, dacă ai lucrat în televiziune știi pe Ticu Alexe. Și era la Las Vegas, nu era pentru treaba asta, era pentru NAB Show, adică un mega, mega întâlnire din asta pe tehnologie, cum ar veni. Cea mai șmecheră întâlneală
pe tehnologie din lume. Acolo se întâmplă la Las Vegas, se numește Nab Show. Vrei să știi cu Alexe să cumpere, nu știu, alt car sau ceva gen. Și tot aflând că e cu Alexe, bă, zic, hai să ne înscriem. El zice, bă, vă duc să nebunez la un grill. Bă, deci n-ați mâncat friptură ca aia în viața voastră, cea mai bună friptură de pe planetă, zice, în grillul ăla unde vă duc eu. Gata, nene, zic. Reservation, cu tare, noi mai eram cu niște cetățeni, în sfârșit, 14 persoane. 14 persoane, ce gata, la 9 seara, facem. Gata. Îmbracă fratele vostru, să îmbracă frații voștri. Iarăși ne îmbrăcăm de friptură, ca de data asta chiar ne dădea, că eram la grill. Ne ducem noi acolo, băi, ăsta, grillul ăsta era în Fashion Mall. Știu că sună ciudat, dar că era într-un mall, da. Deci era cel mai tare grill ever. În Fashion Mall. Mergem noi acolo și apac, restaurantul mega, elegant, șmecherit, cu priveliște, cu geamuri de jur împrejur, vedeai Las Vegas, sus, da, clipoceau toate alea, beculeau, făceau, degeaba. Bun. Bineînțeles că ajungem 12, doi urmau să vină. Eu, coleg adevărat, le zic, mai vin doi. Zic că am venit 12, dar zic mai vin 2 din, că am rezervat pentru 14. Ăia zic, da, când vin? Mă întreabă ea la intrare. Acum, zic, nu știu, dar de ce? Păi zice, la 9:30 se închide bucătăria. Mă uit la ceas, e 9. Și zic, la 9:30 se închide bucătăria? Da. Zic, dar restaurantul când se închide? La 10. O să vă povestesc că noi veniserăm după niște faze în Los Angeles, unde, băi, nere, am intrat în singur, de pe Hollywood Boulevard, pe acolo și până împrejurim, o singură locantă mai era deschisă, o bombă. Știi? Deci, o bombă. Eu am cerut cartofi prăjiți, că n-am avut curaj altceva. Deci ce? O oală de cartofi prăjiți. Băi, era o foame, am plonjat în aia. Deci n-am mâncat cartofi prăjiți, am mâncat cartofi prăjiți de foame. Deci era tot închis. Deci știi, pe sistemul cât e ceasul? 10:30. Mamă, ce foame mie, nasol. La 10:30 lumea doarme. Eu, neavând de-o pasta cu fusul, băi, eu tot la 3 mă culcam. Înțelegi? Eu am ajuns. Hei, Delilah! Care Delilah, prietene? Nani? Bun, în sfârșit. Deci, era, rev, eram în Vegas, înțelegi? Și mă uit eu 9. Și la cât se închide? La 10. Bă, ne-am năpustit pe meniuri. Bă, trăiți, ar zic, dă și de-aia, dă și de-aia, dă și de-aia, înțelegi? Bă, nene, la 10, deci la 10, era multă lume în jur, știi? Deci restaurantul era mare, nu era de la Mititel. Era un restaurantoi de la mare, v-am zis, dar cu șmecherie, undeva la etaj, la ultimul etaj, cu geamuri, cu lumea îmbrăcată, cu cămașe, cu sacou, cu astea. Adică nu era, era pe bine să așa, pe eleganțeală, pe astea. Mi-am pus și eu butonii aia de înmormântare, sfârșit. Și mi-am făcut freză, adică... Și la 10, a făcut restaurantul așa. Vum, 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 vum. Încoronați către ieșire. La 10:10, ăia puneau scaune. Noi am rămas, îți dai seama. Ne-a zis, cât costă? Că pe sistemul Becali. Luați de aici și să vină lăutarii. Că zic, ce dracu, mă? Zic, suntem în Vegas, nu mă, nu pot să mai ies la 10. Bun. La 10:10, ăia deja puneau scaunele pe mese și se uitau la noi. Adică pe sistemul, poate vă simțiți și voi. Bă, la 10:15 am plecat. Că zic, ăștia ne iau și pe noi și ne întorc cu scaunul și ne pun pe masă. Deci am, da. N-am, adică nu, așa ceva. Și, deci, bă, în Vegas. Știi că Vegas, adică, beculează la alea. Bă, nu poți să dormi nici dacă vrei. Știi că ți intră alea în ochi și până jaluzele ți intră beculele alea. Nimic, la 10, tăiete. Am descoperit noi în Los Angeles, tot pe acolo și pe unde stăteam noi, că noi am stat pe lângă Hollywood Boulevard, adică la cu stele, știi, de... Așa? Descoperisem absolut întâmplător, dar după aia am aflat că e marea șmecherie. Tot așa, un restaurant de fripturi. Ăia știați cu fripturile, adică mie mi-a plăcut asta. În America, băi, e pe fripteană. Pe friptane. Și se numea, nu știu cum, and mousse. Frank and mousse, așa se numea. Frank and mousse. Mega restaurant, pe acolo. Și l-am descoperit după amiază, într-o zi. Și plimbându-ne noi, mai pe seara, așa, zic, bă, ni se face foame. Hai să mergem la Frank and mousse, trăiască familia. Am ajuns. Zic, dar repede, zic că la 10 e tăiete, știi? Am ajuns, era închis. Păi, dar nu-i 10, zic! Nasol, era 9:35, la 9:30 se închidea. Ah, ah, înțelegi? Bun. În sfârșit. Altfel, cercetorii foarte drăguți.
Deci acolo pe Hollywood Boulevard seara e pe faună așa, nici nu prea e recomandabil să te nici, adică deja după e ca la restaurant, până la un moment dat, după aia e pe riscul tău. Și noi ne-am plimbat și noaptea, îți dai seama. A, și era un cercetător foarte simpatic, v-am povestit asta, nu pe pasă nimeni, v-am povestit asta. Toată lumea e cu alegerile în Statele Unite, adică toată lumea, cu Trump și cu Hillary, numai despre asta se discută. Și pe la televizoare, nebunie. Și era un cercetător care avea un carton așa mare, zice, dacă nu-mi dați un ban, votez cu Donald Trump. Deci scrie mare, știi? M-am uitat urât la el. Ăla a zis, hai, ăsta e cu Trump, pac! Și a întors cartonul și scria, sau cu Hillary. Zic, frățiuer, ești foarte bun. Ok. Dimineața, tot pe Hollywood Boulevard, ce să vă spun, așa asta cu micul dejun, adică noi ne culcam târziu, ne trezeam de vreme. Nu, cât să dorme? Adică, hei, 4 ore sunt suficiente, nu? Cât să dorm un om? Când iau pe ăștia leșinații ăștia, eu dacă nu dorm 8 ore, aoleu, zic, prietene, asta, dar ce ești, în creștere? Știi? Adică, ok. Deci noi ne culcam la 3, la 7 eram... Și acum să mâncăm ceva. Ce dracu să mănânci la 7 dimineața? Adică unde? Și găsiserăm noi o locantă deschisă, știi, de să deschidea la 7. La 7 și 20 eram acolo, știi? Când ieșim, bulevardul liber, nu se trezea nici dracu la ora aia. Și noi matinale așa, pac, pac, cu bulevard. Și în capătul la bulevardului așa, unul cu o goarnă, cu o pâlnie de-aia, cam atâta, știi? Striga la noi. Noi eram 3. Restul din delegație dormeau. Noi eram... vreo 3-4 care eram mai pe energie, mai pe astea, nu. Asta am zis că asta cu somnul dormim la pensie. Și era unii copâlii, unul copâlii așa și urla la noi, din capul străzii. Siga. Do you have some change? S-a răsunat tot bulevardul, știi, de la ăla. Adică aveți niște mărunt. M-am uitat eu așa, bă, nu mai era nimeni bulevard. Vă zic că ăla la noi urlă. Ok, ne-am apropiat de el când am trecut, am zis, nu-l băgăm în seamă pe ăsta. Noi am zis ca în România, zic, nu bagă seama pe ăsta. Să duc la muncă, nu l-am întins mâna. Și cum treceam noi pe lângă el, bă, când ne-a băgat la pânia nu, spre noi și a urlă, do you have some change? Ați văzut la Cartea Junglei? Ați văzut Cartea Junglei? Când urlă Bălu, Bagheera! Și lua-i face capul, că era lângă el. Exact așa. Și era, do you have some change? Îți dai seama, s-a întors fratele tău și cu plămânii dând dotare la câte meeting-uri am fost și la câte proteste, poți și eu să țip. No, we don't! I-am zis eu, că am zis, gata, l-am îngropat pe ăsta. I-a făcut și l-a la capul așa și am trecut mai departe. Dar ăla, aici a fost Dumnezeu, cu pâlia după noi. Ok! Ne-am întors și am dat bani, îți dai seama. Am zis, bă, foarte tare ăștia cerșetorii ăștia, adică, băi, frații noștri, cum ar veni? Pentru că erau pe entertainment, pe astea, pe foarte simpatici. Da. Da. Eu știți că m-am operat la genunche. Acum 6 săptămâni deja. M-am operat și am fost cam la limita asta cu plecarea în America. Vă dați să stai 11 ore a fost zborul Amsterdam-Los Angeles. Adică zborul București-Amsterdam 3 ore. 2 ore de escală ceac-ceac. 11 ore Amsterdam-Los Angeles. Prietene, deja după 7 ore, credem, ești cataleptic. Adică, ai văzut filme de alea cu zombi? Ai văzut alea? Zup, zup, temete, invazia zombi. Bă, nene, crede-mă, eram un avion de zombi. Adică, și m-am gândit, zic, bă, cu piciorul ăsta o fi bine să stai atâtea ore, adică, știi? N-am zburat chiar la business. Am zburat la economic. Zic, bă, o fi bine cu piciorul ăsta al meu, așa? De-abia scăpasem de cârje, știi? Nu îți mai zic că n-am ajuns în Los Angeles, toată lumea, mamă, merge la Venice Beach, nisip. Bă, și când nisip. Deci nu era o plăjică miculică, era un plăjoloc. A mers fratele vostru cu o frică pe nisipul ăla, pe nisipul de pe plajă. I-am scris că te iubesc, a venit valul cel mare și cuvintele s-a șters. Și, mamă, în sfârșit. Și, de-abia scăpasem de cârje. Și eu mai pășontâc așa, mai pășchiopăteală, mai nu știu. Și am ajuns în Vegas, unde îl cunosc pe... un doctor terapeut de recuperare fizică dă poza de la ușă care se numește Robert Donatelli și dă poza de la ușă, nu-l da pe asta în prima, pe asta la final, că el simpatic dă aia de la ușă, cam o poză la ușă când intru acolo, stai că o găsim noi, stai că la noi aici, la pătul e complicat, aveți răbdare că nu plec, unde vă grăbiți? De ce, vreți să vă culcați sau ceva? S-au închis restaurantele, de mult dacă n-ați mâncat, nu pe asta bre, n-am o poză asta.
Uite, s-a dus fratele vostru în Vegas la recuperare, că am zis totuși, hai, se blochează. Păi asta zic, se blochează aici la pătul, se blochează ăsta cu furca. Dă bagă pozele pe post. Deci vezi, uite, Donatelli Physical Therapy and Sports. Deci Robert Donatelli și soția lui Georgie Donatelli, foarte, foarte simpatici, a fost la recuperare fizică. Adică PhD Donatelli, adică doctor. Doctor în sensul de doctor. Doctor. N-a plagiat. Cum au. Știu că e o temă în România. În sfârșit. Și de ce vă povestesc asta? A, da, hai să vă arăt. Deci, cum a... Ei, mi se pare interesant. Le-am pus și pe Instagram. Le-am pus și pe blog. Nu vă arăta pasta. Hai să începem cu filmulețele. Hai cu consultul. Spun. Hai, bine, hai pune pasta. Fii atent aici ce balanță avea nenea asta aici și la el la cabinet. Hai să o dăm pasta. Cu balanța. Deci, fii atent. Vezi? Balanța aia stă, talerul ăla stă pe niște lanțuri. Bine, uiți. Foarte instabil. Vezi? Bine, asta e și cu capul, adică nu e numai cu genunchiul. Și m-am pus pe piciorul, practic, avariat. Asta se numește propriocepție. Adică să știe creierul tău unde e piciorul tău. După ce te operezi sau asta, creierul tău nu prea mai știe, oricât de stupid ar suna, creierul tău nu mai știe unde e piciorul. Adică nu mai știe să-l localizeze. Tu sigur că știi unde e piciorul dacă te treabă cineva. Unde e bă piciorul? Iete-le. Adică, ei, ce tare sunt. Dar creierul trebuie să știe absolut orice fracțiune de secundă, indiferent ce mișcare faci, unde e piciorul tău. Și exercițiile de echilibru pe suprafață instabilă sunt extrem de importante. Oricine ar trebui să facă asta. Că tocmai ca să nu să prevină accidentările. Pentru că sunt pe lângă creier care lucrează la greu, că de fapt exercițiul pentru creier, mai lucrează și mușchii posturali. Aia, nu aia de plajă. Aia, adică... nu aia. Ci aia care ne ajută să fim sănătoși și să nu pățiți ca mine. Ok, hai să vedem acum un exercițiu pe minge. Asta a fost dificil. Asta cred că e dificil și dacă nu ești operat. Că trebuie să înțelegi un pic, adică până dibăcești, vezi că trebuie să stai așa, scândură, cu fundul ridicat, vezi, așa. Uite, dânsul e domnul Donatelli, îl vedeți în stânga? Mă supraveghează. Asta e. Și acum dăm, cu asta ar fi trebuit să începem, dar noi nu mai stăm acum de cronologie. Că mai întâi m-a pus pe masă și a zis, ia bă cu piciorul ăsta, îl mai ai sau îl tăiem? Că era și varianta asta, adică ce are? Hai, hop, gata copănelul! Ia, aia, că îmi place că să vedeți că mă consultă în engleză. Eu când aud engleză sunt all right. See, I want to see that. Tightness up. Okay, that's good. That's good. Cool. Da, că ideea era că mușchii de la dreptul, normal că ei n-au fost afectați, dar mușchii de la stângul, după ce ai umblat o lună în cârje, problem. Și trebuie refăcut, dar nu stăteam chiar foarte rău. Și la sfârșit zice, ăsta este cel mai important lucru, zice, uite, ăsta am un laser magic și ca să te fac bine am și casca mea de tor. Vezi? Deci oamenii sunt și relaxați, au și umor. Perfect. De ce v-am povestit lucrurile astea? Ah, că sunt interesante. Ce am mai făcut în Vegas, pe lângă activitățile profesionale pe care le-am bifat, de-abia aștept să vă arăt secvențele, adică faptul că tocmai secvențele alea încă nu le avem, mi se pare dumnezeiesc, nu? Adică, suntem tari sau ce? Am fost să-l văd pe Ronald Gavril, compatriotul nostru din Bacău, care locuiește de ceva ani deja la Las Vegas și este boxer impresariat de compania lui Floyd Mayweather, care când era în activitate, adică până acum câteva luni, era cel mai bine plătit sportiv din lume. Ronald Gavril are meci pe 13 mai în Las Vegas. Și am fost, iată, hai să vedem fotografia, am fost la sparring la Ronald Gavril. Ronald este cel cu mânuși roșii, adică cel din stânga. Vedeți, asta e sala lui Mayweather, ăsta era unul de cele două ringuri, e ringul principal de fapt, și avea Ronald zi de sparring. După aia am fost la masă, repede, ca să nu se închidă. Știți asta, adică asta v-am spus de ea. You know the drill! The drill with the... Cu ce mă? Cu ce? With the grill. The drill with the grill. Apropo lui Ronald, nickname-ul lui ăla, adică porecla lui de luptător, știți că toți au nume de scenă, este The Thrill. Deci, am fost with The Thrill la grill. Doamne, este aproape un exercițiu de dicție, nu? You know the drill. Hai să vă arăt că am plecat, i-am luat mașina lui Ronald. Mașina pe care i-a dat-o Mayweather de ziua lui Ronald. Deci era ziua lui Ronald, a venit nentul Mayweather, care acum e într-un voiaj în jurul lumii, că ar fi vrut să-l prind pe acolo, dar nu l-a mai prins. Era omul în vacanță, are atâția bani că practic în fiecare zi în așa are avionului privat, în sfârșit. Dar într-o zi, când era ziua lui Ronald, era și Mayweather pe acolo și a zis, ziua ta perfect, hai cu mine până în curs. Până în curs, unde ce să vezi, era un showroom. Și a zis, mașina asta,
dați-l lui băiatul ăsta. Pac, i-a dat o mașină de ziua lui. Pe care i-am rechiziționat-o, adică am plecat gangsta style, cu un muscle car, așa aici, că mașină musculoasă, că e din aia, Dodge, cât am spus, cu motorul de aici până în Ploiești. Hai să vedem. Am plecat. Pa! Mașina mea din Vegas. Asta e. Bă, da, știi care-i treaba? Că am mai băgat piciorul în ea așa pe alocuri. Pe foarte mici alocuri, că acolo aia nu glumesc. Vin și te pun pe burtă imediat. Bă, nu s-a văzut motorul, mașină. Deci eu mă așteptam să facă, dar... Știi? Deci era pe silanță, așa era pe eleganț. Eu credeam, știi, muscle car, altfel bine, mașina se ducea grav de tot, dar... tracțiune pe spate, roțile atâta, nu știu, nici nu știu cât avea motorul. 4.000 ceva, gen 4.000 de centimetri cubi. Și de-aia mă așteptam să facă... Nu, băi, insonorizată foarte tare. Deci au mai revenit și ăștia americanii cu mașinile, nu mai... Dar ea puneau scaunele pe mese și se uitau la noi, adică pe sistemul, poate vă simțiți și voi. Bă, nu la 10 și un sfert am plecat. Că zic, ăștia ne iau și pe noi și ne întorc cu scaunul și ne pun pe masă. Deci am, da. N-am, adică nu, așa ceva. Și, deci, bă, în Vegas. Știi că Vegas, adică, deculează la alea. Bă, nu poți să dormi nici dacă vrei. Știi că ți intră alea în ochi și până jaluzele ți intră deculele alea. Nimic, la 10, tăiete. Am descoperit noi în Los Angeles, tot pe acolo și pe unde stăteam noi, că noi am stat pe lângă Hollywood Boulevard, adică ăla cu stele, știi, de... Așa? Descoperisem absolut întâmplător, dar după aia am aflat că e marea șmecherie. Tot așa, un restaurant de frituri. Ăștia cu friturile, adică mie mi-a plăcut asta. În America, băi, e pe friptare. Pe friptane. Și se numea, nu știu cum, and mousse. Frank and mousse, așa se numea. Frank and mousse. Mega restaurant, pe acolo. Și l-am descoperit după amiază, într-o zi. Și plimbându-ne noi, mai pe seara așa, am zis, bă, ni se face foame, hai să mergem la Frankenmuth, trăiască familia. Pac! Am ajuns. Zic, dar repede, zic că la 10 e tăiete, știi? Am ajuns, era închis. Bă, dar nu-i 10, zic! Nasol, era 9.35, la 9.30 se închidea. Înțelegi? Bă. În sfârșit. Altfel, cercetorii foarte drăguți. Deci acolo, pe Hollywood Boulevard, seara e pe faună așa, nici nu prea e recomandabil să te... Nici, adică deja după... E ca la restaurant, până la un moment dat, după aia e pe riscul tău. Și noi ne-am plimbat și noaptea, îți dai seama. A, și era un cercetător foarte simpatic, v-am povestit asta, nu pe pasă nimeni, v-am povestit asta. Toată lumea e cu alegerile în Statele Unite, adică toată lumea e cu Trump și cu Hillary, numai despre asta se discută. Și pe la televizoare, nebunie. Și era un cercetător care avea un carton așa mare. Zice... Dacă nu-mi dați un ban, votez cu Donald Trump. Deci e mare, știi? M-am uitat urât la el. Ăla a zis, hai, ăsta e cu Trump. Pac! Și-a întors cartonul și scria, sau cu Hillary. Zic, frățiuer, ești foarte bun. Ok. Dimineața, tot pe Hollywood Boulevard, ce să vă spun? Așa asta cu micul dejun, adică... Noi ne culcam târziu, ne trezeam de vreme. Nu, cât să dorme? Adică, hei, 4 ore sunt suficiente, nu? Cât să dorme un om? Când iau pe ăștia leșinați ăștia, eu dacă nu dorm 8 ore, aoleu, zic, prietene, asta, dar ce ești, în creștere? Știi? Adică, ok. Deci noi ne culcam la 3, la 7 eram și acum să mâncăm ceva. Ce dracu să mănânci la 7 dimineața? Adică, unde? Și găsiserăm noi o locantă deschisă, știi, de să deschidea la 7. La 7 și 20 eram acolo, știi? Când ieșim, bulevardul liber, nu se trezea nici dracu la ora aia. Și noi, matinale așa, pac, pac, cu bulevard. Și în capătul la bulevardul așa, unul cu o goarnă, cu o pâlnie de aia, cam atâta, știi? Striga la noi. Noi eram 3. Restul din delegație dormeau. Noi eram vreo 3-4 care eram mai pe energie, mai pe astea. Nu. Asta am zis că asta cu somnul dormim la pensie. Și era unic o pâlnie, unul cu o pâlnie așa și urla la noi, din capul străzii. Striga. Do you have some change? S-a răsunat tot bulevardul, știi, de la ăla. Adică aveți niște mărunt. M-am uitat, eu așa, bă, nu mai era nimeni bulevard. Vă zic că ăla la noi urlă. Ok, ne-am apropiat de el când am trecut, am zis, nu-l băgăm în seamă pe ăsta. Noi am zis, ca în România, zic, nu-l bag în seamă pe ăsta. Să duc la muncă, nu l-am întins mână.
Și cum treceam noi pe lângă el, bă, când ne-a băgat ăla Pâneanu spre noi și a urlat, "Do you have some change?" Ați văzut ăla Cartea Junglei? Ați văzut Cartea Junglei? Când urlă Bălu, "Bagheera!" Și lui face capul, că era lângă el. Exact așa. Și era, "Do you have some change?" Îți dai seama, s-a întors fratele tău și cu plămânii dând dotare, la câte meeting-uri am fost și la câte proteste, poți și eu să țip. "No, we don't!" I-am zis eu, că am zis, gata, l-am îngropat pe ăsta. I-a făcut și l-a capul așa. Și am trecut mai departe. Dar ăla, aici a fost Dumnezeu, cu pâlia după noi. "Ok!" Ne-am întors și am dat bani, îți dai seama. Am zis, bă, foarte tare ăștia cerșetori ăștia. Adică, băi, frații noștri, cum ar veni? Pentru că erau pe entertainment, pe astea, pe foarte simpatici. Da. Da. Eu știți că m-am operat la genunche. Acum 6 săptămâni deja. M-am operat și am fost cam la limita asta cu plecarea în America. Vedea asta, să stai 11 ore a fost zborul Amsterdam-Los Angeles. Adică zborul București-Amsterdam 3 ore. 2 ore de escală, ceac-ceac. 11 ore Amsterdam-Los Angeles. Prietene, deja după 7 ore, credem, ești cataleptic. Adică, ai văzut filme de-alea cu zombie? Ai văzut alea? Zup, zup, temete, invazia zombie. Bă, rene, crede-mă, eram un avion de zombie. Adică, și m-am gândit, zic, bă, cu piciorul ăsta o fi bine să stai atâtea ore, adică, știi? N-am zburat chiar la business. Am zburat la economic. Zic, bă, o fi bine cu piciorul ăsta al meu, așa? De-abia scăpasem de cârje, știi? Nu îți mai zic că n-am ajuns în Los Angeles, toată lumea, mamă, merge la Venice Beach, nisip. Bă, și când nisip. Deci nu era o plăjică miculică, era un plăjoloc. A mers fratele vostru cu o frică pe nisipul ăla, pe nisipul de pe plajă. I-am scris că te iubesc, că a venit valul cel mare și cuvintele s-a șters. Și, mamă, în sfârșit. Și, de-abia scăpasem de cârje. Și eu mai pășontâc așa, mai pășchiopăteală, mai nu știu. Și am ajuns în Vegas, unde îl cunosc pe un doctor terapeut de recuperare fizică, dă poza de la ușă, care se numește Robert Donatelli, dă poza de la ușă, nu-l da pe asta în prima, pe asta la final, că el simpatic. Dă aia de la ușă, cam o poză la ușă când intru acolo. Stai că o găsim noi, stai că la noi aici, la Pătul e complicat, aveți răbdare că nu plec, unde vă grăbiți? De ce, vreți să vă culcați sau ceva? S-au închis restaurantele, de mult! Dacă n-ați mâncat, nu pe asta bre, n-am o poză asta. Uite, s-a dus fratele vostru în Vegas la recuperare, că am zis totuși, hai, se blochează. Păi asta zic, se blochează aici la Pătul, se blochează ăsta cu furca. Dă bagă pozele pe post. Deci vezi, uite, Donatelli Physical Therapy and Sports. Deci Robert Donatelli și soția lui George Donatelli, foarte, foarte simpatici, a fost la recuperare fizică. Adică PhD Donatelli, adică doctor. Doctor în sensul de doctor. Doctor. Tădor doctor. N-a plagiat. Cum au... Știu că e o temă în România. În sfârșit. Și de ce vă povestesc asta? A, da, hai să vă arăt. Deci, mi se pare interesant. Le-am pus și pe Instagram, le-am pus și pe blog. Nu arăta pe asta, hai să începem cu filmulețele. Hai cu consultul. Spun, hai, bine, hai pe una pe asta. Fii atent aici ce balanță avea nenea asta aici și la el la cabinet. Hai să o dăm pe asta, cu balanța. Deci, fii atent, vezi, balanța aia stă, talerul ăla stă pe niște lanțuri. Bine, uiți. Foarte instabil. Vezi? Bine, asta e și cu capul, adică nu e numai cu genunchiul. Și m-am pus pe piciorul, practic, avariat. Asta se numește propriocepție. Adică să știe creierul tău unde e piciorul tău. După ce te operezi sau asta, creierul tău nu prea mai știe, oricât de stupid ar suna, creierul tău nu mai știe unde e piciorul. Adică nu mai știe să-l localizeze. Tu sigur că știi unde e piciorul dacă te treabă cineva. Unde e bă piciorul? Ietel. Adică, ei, ce tare sunt. Dar creierul trebuie să știe absolut orice fracțiune de secundă, indiferent ce mișcare faci, unde e piciorul tău. Și exercițiile de echilibru pe suprafață instabilă sunt extrem de importante. Oricine ar trebui să facă asta. Că tocmai ca să nu să prevină accidentările. Pentru că sunt pe lângă creier care lucrează la greu, că de fapt exercițiul pentru creier, mai lucrează și mușchii posturali. Aia, nu aia de plajă. Aia, adică... Nu aia. Ci aia care ne ajută să fim sănătoși și să nu pățiți ca mine. Ok, hai să vedem acum un exercițiu pe minge. Asta a fost dificil. Asta cred că e dificil și dacă nu ești operat. Că trebuie să înțelegi un pic, adică până dibăcești, vezi că trebuie să stai așa, scândură, cu fundul ridicat, vezi, așa. Uite, dânsul e domnul Donatelli, îl vedeți în stânga? Mă supraveghează. Asta e. Și acum dăm, cu asta ar fi trebuit să începem, dar noi n-am mai stăm acum de cronologie.
Că mai întâi m-a pus pe masă și a zis, ia bă, cu piciorul ăsta, îl mai ai sau îl tăiem? Că era și varianta asta, adică ce are? Hai, hopa, gata, copănelul! Ia să, aia, că îmi place, că să vedeți că mă consultă în engleză. Eu când aud de engleză sunt, all right. Da, bun găsit, ne întorsem din America, așa cum spuneam și aș dori să reiterez, asta cu fusul orar e pentru pămpălăi. Ăștia de zac câte o săptămână, că se întorc și ei de pe alt continent și vai de mine, fusul orar, am așa și o săptămână, sunt zombi, dragă, cu fusul orar. N-am avut nicio problemă, niciodată. Noi suntem învățați cu greu. Adică, cât de greu mi-a fost în viața asta, am făcut 7 ani de matinal. După aia fac emisiuni, vedeți noastră, practic tot matinale, dar mai devreme, știi? Asta, repet. Asta cu fusul orar și toată vremea, asta e pentru pămpălăi. N-am avut nicio treabă, ne-am dus acolo, am zis, cât e ceasul? Atâta, când trebuie să ne culcăm? Păi peste încă 12 ore. Asta e! Ne-am întors acum și în România, am zis, când începe emisiunea? Păi cam așa, cât ar trebui? Păi ar trebui, asta e! Emision! Să vă povestesc, Doamne, câte vreau să vă povestesc, din păcate n-am imagini. Adică, nu, am imagini, dar n-am unele din aia foarte tari, sper să le am mâine. Deci noi am fost acolo, pe lângă premiile obținute de emisiunea în premieră și mențiunile pentru promourile de la Antena 3, pentru că au fost în finală promourile de la Antena 3. Deci pe lângă acele premii și calificări în finală, Mihai Gădeaș cu mine am prezentat o secțiune la festival care se numea Corporate. Acum 2 ani am prezentat secțiunea Entertainment. Anul ăsta am prezentat Corporate. Ok. Adică am capul de te duci pe scenă și zici, și acum pacul tare, nu știu ce. Bun. Și am avut niște momente acolo. Dintr-unul dintre momentele respective vreau să fac promo. O să vedea, am niște idei în cap. Hai să vă povestesc, că n-am imagini, dar vă povestesc. După aia când o să iasă imaginile să vezi. Deci, cum era ritualul? Te urcai pe scenă acolo, la începutul fiecarei secțiuni aia de prezentau și spuneai, mă numesc Cutărică, sunt de la. În fața noastră au fost o echipă din Brazilia, foarte tare, de la televiziunea Globo, foarte tare. Una bunuță așa, că iese cu o salopetă, așa, în sfârșit. Noi n-aveam cu salopetă, am urcat și noi costumele alea, am pus costumele de friptură, ne-am dus pe scenă, pac așa, ce a pupitru acolo, zice Mihai Gâdea, ce, I'm the CEO of Antena 3 Romania. Și fratele vostru zice, yes he is. Băi, a râs salabă la treaba asta. Deci li s-a părut o poantă foarte bună. Adică da, el e. Adică pe sistemul să Mihai Gâdea și sunt directorul de la Antena 3 și am zis, da, el e. A râs lumea ce a râs și mă întreabă Mihai Gâdea pe mine, zice, da, tu cine ești? Și eu zic, eu sunt pentru Antena 3 România, ceea ce părul este pentru Donald Trump. Deci, momentul în care a fost cu ovații, orice glumă faci cu alegerile prezidențiale Statelor Unite e bine. Adică n-ai cum să o dai greș, știi? Bun, și aici s-a dezlănțuit. Dar mai sunt secvențe tare. O să vi le arătăm. Am avut prestație. Eu mă mir că ne-am întors. Adică asta e. Și să știți că cred că am fi putut să nici nu ne mai întoarcem. De ce să vă încurc? Dar poate data viitoare, știi cum e. În sfârșit. Bun. Mai mi-e glumele în engleză. Pe cuvânt, dacă nu mi-e glumele în engleză, mai bine ca la română. Vreți să vorbesc în engleză? În curând o să facem un promo, știi, în gura presei, acum și în România. Uite-te tu, să vezi dacă nu ne... Bun. Domne, deci am fost în America, eu, deci cel mai mult din toată America, prima dată când am fost în America, prima dată, acum vreo 3 ani, de atunci am mai fost, cred că e a 5-a oară când merg. Dar prima dată a fost acum vreo 3 ani și am fost în Los Angeles. Băi, mi s-a părut Dumnezeu. Deci Los Angeles, fan total. Am fost acum după 3 ani, din nou în Los Angeles. Bă, s-a schimbat treaba. Deci, s-a schimbat... Bine, unde nu s-a schimbat și e bine și e ok și e în continuare energia aia care trebuie și... La ocean. Deci te duci la Santa Monica Beach, te duci la Venice Beach. Practic, life is a beach. Nu? Te duci acolo, superb. Deci e o boemie, o culoare, o nebunie. It's the right kind of crazy. Eu nu mă pot obține... Vorbesc în engleză, adică mă înțelegeți. Sunt ca Răducioi, am uitat româna pe aeroport. Sau poate e de la fusul orar. Bun. Deci este nebunia corectă aia la Venice Beach. Adică e genul de nebunie corectă.
Nu, n-are legătură cu vama veche. Unii ar face comparația asta forțată. Nu, nu, nu. Deci acolo e toată treaba, acolo e energia, acolo e oceanul, acolo e plaja, acolo e muzica, acolo e atmosfera, acolo e și restaurantul pe care îl divinizez, Doamne, un restaurant absolut senzațional la Santa Monica Beach. Senzațional. Bun. Noi cu locantele. Păi știi cum e. Primul, ce fac niște români când ajung oriunde? Unde mâncăm? Hai, aici și apă. Plajă. Bun. Atenție. Ce ni se întâmplă nou? Da, hai să încep cu Las Vegas. Vreți mai întâi cu Las Vegas ca să ajungem după aia la Los Angeles. Încep cu cel mai tare. Deci la Las Vegas am mers între Los Angeles și Las Vegas, am mers cu ăla, cu microbuzul. Deci exact, am pățit exact, da, exact cum am pățit acum 3 ani. Că și acum 3 ani am plecat din Los Angeles cu microbuzul la Las Vegas. 4 ore faci. Pe șosea, pe de fapt, pe autostradă prin deșert. N-ai ce să vezi. Adică nu există peisaje. E un deșert. Și te uiți așa, ia uite un cactus. Să-l ține minte. Peste vreo oră mai e unul. Știi? Cam așa e. Păi de la cactusul al doilea, imediat în stânga e o benzinărie. Cam așa e reperul. Și da, am plecat, când am plecat, am plecat în stânga cu un Ferrari, în dreapta cu un Maserati. Așa mai au unii pe acolo, mai sunt bogați. Peste 2 ore, dacă te uitai în stânga, era același Ferrari, în dreapta același Maserati. Toți merg cu aceeași viteză. Deci nu are nicio importanță. Altfel toți au mașini de-alea. Mama, am văzut la Camaro de-alea, Chevrolet Camaro, sunt fan. Din alea decapotabile, galbene, de-alea 500 de cai. Mașina e cât motorul, atâta e mașina, că ea nu, americanii nu știu cu turbo. Adică lor turbo li se pare că e gumă turcească, știi, de aia, tipi-tip și turbo. Și fac baloane, turbo, da, puh. Deci ei nu știu cu turbo cu asta. Ei, cât, bai, cât motorul aia, 5300 de centimetri cub. Cât, știi, da, 35 de litri la sută. Dacă ai avea un matiz, practic tot cu atâta mergi. Deci ai, mergi cu vreo 120 de kilometri la oră, atât. Dacă ai depășit 120 de km la oră, nu știu, ci că vine SWAT team, nasol, se întâmplă nasoale. Ok, în sfârșit. Deci, atenție. Ajungem noi la Las Vegas, am stat și noi la MGM, la MGM, adică, bă, mi s-a părut soarte în clasici. Adică, la MGM! Legenda, una dintre legendele, dintre iconurile, v-am spus, e de la Fusorar și de la Răducioiu. Din iconurile șmenozelii, adică, mai sunt câteva pe acolo, Caesar Palace, alălaltul n-a stat la trecută, dacă mă ajuți, unde s-a întâmplat Ocean's Eleven. Cu B? Cu B. Bellagio. Așa, cu B, Bellagio, exact. La MGM, adică acolo unde sunt garele de box, acolo unde sunt UFC-urile, nu că ar ști multă lume despre UFC în România, chiar era UFC, era și conferință de presă, deci am văzut pe toți aia de UFC, am fost la sală lângă unul, lângă Olivera, da. Stătea lângă mine, în dreapta făcea biclă. Și eu, făceam și o biclă, am făcut biclă cu ăla 20 de minute. În sfârșit, să vă povestesc faza. Deci stăteam la MGM. La un moment dat, într-o zi, că aveam un pic de timp, am zis, bă, hai până la piscină să bifăm acțiunea, știi, pe sistemul piscină, check! Pac! Era ora 5. Am ajuns la ora 5, ne-am pus noi prosopelele pe șezlonguri, ne-am prăvălit pe ele, am adormit, vă dați seama, normal. Am adormit, la un moment dat, mă trăgea unul, două aripioară. Sir, eu, m-am zis, nici mai știam pe unde sunt. Ăla zice, sir, it's 6 o'clock. Îți dai seama, eu după șezlong, yay, it's 6 o'clock, că n-am știut, adică. Da, e 6, ora 6. Și ce, no, it's not a party, no. Dar ce se întâmplă? Zice, trebuie să plecați. De ce? Că e 6. Eu zic, frate, cât am dormit. M-am gândit că e 6 dimineața. Și zic, e 6 cât? După amiaza? Ăla zice, da. Bun, zic, dar se întâmplă ceva? Zic, e alarmă? Că nu înțelegeam ce vreau de la mine. Bun, long story short, v-am spus, e romgleza asta, trendy. Îi închideau piscina la 6 după amiaza. Just zic, cum? I-a căzut capul. Cum? Say what? Încă, cum? Ce, da, regulations. Mamă, zic, vino-l pe ăla care a făcut regulile încoace, prietene, să-l băgăm la... Codruța, bagă la pușcărie pe ăsta! Păi, la 6 după amiază se închidea piscina la MGM? Păi tu așa, ce zic, bă, tu, prietene, tu vezi ăla de sus? Da, e soarele trăițear. Simți cum arde? Da. Am crezut că mă trezesc să mă dau cu cremă, să nu mă ard, nu să mă dai afară de la piscină. Prietene, n-a dat afară de la piscină la 6, hai, și toată lumea. Păi toată lumea cu prosopele, pac! Doamne ferește, în sfârșit. Ne întâlnim în Las Vegas cu Ticu Alexe. Ticu Alexe, un mega meseriaș, mă rog, cei care lucrează în televiziune știu pe Ticu Alexe, cu carul, cu în sfârșit, deci un mega meseriaș.
Nu știi pe Ticu Alexe. Așa. Nu, n-are... Ok, dacă ai lucrat în televiziune, știi pe Ticu Alexe. Și era la Las Vegas, nu era pentru treaba asta, era pentru NAB Show, adică un mega, mega întâlnire din asta pe tehnologie, cum ar veni. Tot, cea mai șmecheră întâlneală pe tehnologie din lume. Acolo se întâmplă la Las Vegas, se numește NAB Show. Veni să știi cu Alexe să cumpere, nu știu, alt car sau ceva genul. Și tot ea plâng că e Ticu Alexe, bă, zic, hai să ne înscriu. El zice, bă, vă duc să nebunez la un grill. Bă, deci n-ați mâncat friptură ca aia în viața voastră, cea mai bună friptură de pe planetă, zice, în grillul ăla unde vă duc eu. Gata, nene, zic. Reservation, cu tare, noi mai eram cu niște cetățeni, în sfârșit, 14 persoane. 14 persoane, ce gata, la 9 seara, facem. Gata. Îmbracă fratele vostru, să îmbracă frații voștri. Iarăși ne îmbrăcăm de friptură, ca de data asta chiar ne dădea, că eram la grill. Ne ducem noi acolo, băi, ăsta, grillul ăsta era în Fashion Mall. Știu că sună ciudat, adică era într-un mall, da. Deci era cel mai tare grill ever. În Fashion Mall. Mergem noi acolo și apac, restaurantul mega, elegant, șmecherit, cu priveliște, cu geamuri de jur împrejur, vedeai Las Vegas, sus, da, clipoceau toate alea, beculeau, făceau, degeaba. Bun. Bineînțeles că ajungem 12, doi urmau să vină. Eu, coleg adevărat, le zic, mai vin doi. Zic că am venit 12, dar zic, mai vin doi, din, că am rezervat pentru 14. Ăia, dar când vin? Mă întreabă ea la intrare. Acum, zic, nu știu, dar de ce? Păi zice, la 9:30 se închide bucătăria. Mă uit la ceas, e 9. Și zic, la 9:30 se închide bucătăria? Da. Zic, dar restaurantul când se închide? La 10. O să vă povestesc că noi veniserăm după niște faze în Los Angeles, unde, băi, am intrat în singur, de pe Hollywood Boulevard, pe acolo și până împrejurim, o singură locantă mai era deschisă, o bombă. Știi? Deci, o bombă. Eu am cerut cartofi prăjiți, că n-am avut curaj altceva. Deci ce? O oală de cartofi prăjiți. Băi, era o foame, am plonjat în aia. Deci, n-am mâncat cartofi prăjiți, am mâncat cartofi prăjiți de foame. Deci era tot închis. Deci, știi, pe sistemul cât e ceasul? 10:30. Mamă, ce foame mie, nasol. La 10:30 lumea doarme. Eu, neavând de-o pasta cu fusul, băi, eu tot la 3 mă culcam. Înțelegi? Eu am ajuns. Hei, Delilah! Care Delilah, prietene? Nani? Bun, în sfârșit. Deci, era, rev, eram în Vegas, înțelegi? Și mă uit eu 9. Și la cât se închide? La 10. Bă, ne-am năpustit pe meniuri. Pătrăiți, ar zic, dă și de-aia, dă și de-aia, dă și de-aia, înțelegi? Bă, nene, la 10, deci la 10, era multă lume în jur, știi? Deci restaurantul era mare, nu era de la Mititel. Era un restaurantoi de la mare, v-am zis, dar în șmecherie, undeva la etaj, la ultimul etaj, cu geamuri, cu lumea îmbrăcată, cu cămașe, cu sacou, cu astea. Adică nu era, era pe bine să așa, pe eleganțeală, pe astea. Mi-am pus și eu butonii aia de înmormântare, sfârșit. Și mi-am făcut freză, adică... Și la 10, a făcut restaurantul așa. Vum, 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 vum. Încoronați către ieșire. La 10:10, ăia puneau scaunele. Noi am rămas, îți dai seama. Ne-a zis, cât costă? Că pe sistemul Becali. Luați de aici și să vină lăutarii. Că zic, ce dracu, mă? Zic, suntem în Vegas, nu mă, nu pot să mai ies la 10. Bun. La 10:10, ea deja...